Bună, sunt Vicky de la bijuterii Handmade by Bunny. Lucrăm astăzi împreună această minunată brățară numită poinsettia, flori de Crăciun, crăciunițe sau steaua Crăciunului, cum doriți să o denumiți. Este lucrată din mărgeluțe Super Duo, cristale rotunde, în culorile acestea ale Crăciunului, verde și roșu. Am o încuietoare multișir montată și se lucrează foarte frumos, e foarte ușor de purtat. Vă arăt cum se face un modul din acesta, se lucrează câte un modul și apoi prinderea dintre ele cu mărgeluțe foarte mici, acestea de 15-0 de la Miyuki. Și cum se montează încuietoarea. De asemenea, am lucrat cercei aceștia asortați, care au în plus aceste șatone de 8 mm, sunt în relief așa, puțin diferit, așezat sub formă de romb. Aveți tutorial și pentru acești cercei, găsiți link în descriere. De asemenea, vă rog să vă abonați la canalul meu pentru a primi noi tutoriale, apăsați clopoțelul de sub film. Lista de materiale cuprinde cristale rotunde de 4 mm roșii și verzi fațetate transparente, mărgele Super Duo roșii culoarea opac red și verde gold shine emerald, aceste mărgeluțe de la Miyuki Round Rokai 15-0 și încă niște rondele de 3x4 mm roșu. Lucrez cu fir de 6 LB 0,15 mm, ac numărul 11, o foarfecă mai am nevoie, de asemenea de o încuietoare multișir clas parten. Să începem. Am înșirat pe ac 4 Super Duo cu câte un 15-0 între ele. Încep cu Super Duo și termin cu 15-0, le prind în cerc la capătul firului, intrând înapoi prin aceleași găuri cu acul astfel. Și le prind în cerc, reiau și un nod aici, foarte micuț, unul dublu și unul simplu. Și mai trec o dată prin toate rotund, de jur împrejur. Trec de nod pe care îl voi trage în interiorul unei mărgele să fie bine ascuns și în următoarea Super Duo de la gaura de la partea inferioară intru înapoi la vârful acestei Super Duo, unde adaug un 15-0, un cristal roșu și alt 15-0. Această secvență, un cristal de 4 mm rotund cu câte un 15-0 pe margine, roată prin toate între aceste Super Duo la vârf prinse.
un cristal rotund cu câte un 15-0. De jur împrejur. Următorul. Și ultima dată. Aici. Reiau prin toate. Să se așeze mai bine și pentru mai multă siguranță. Intru cu acul prin cristalul rotund, ochii 15-0, super duo și alt cristal de 4 mm. Din acest Miyuki de 15-0 aici, de lângă Super Duo, adaug următoarea secvență, un 15-0, 3 Super Duo roșii și alt 15-0. A căzut 15. Deci un 15-0-3 super duo și alt 15-0 prinse în următorul 15-0 de pe partea cealaltă a cristalului rotund. Astfel. 3 prin următorul super duo și ajung la acest următor 15 de la acest 15-0 adaug alte 3 super duo roșii încadrate de câte un 15-0 pe margine. Așa, în acest 15-0 și trec la următorul Miyuki 15-0 după Super Duo. Următoarea secvență o adaug. 3 Super Duo și cu câte un 15-0 la capete. Trec la următorul 15, unde adaug și aici, deasupra acestui cristal rotund roșu, alte 3 super duo și cu câte un 15-0 în următorul 15-0 și merg mai departe prin acest super duo. Să mai verific modelul odată. De aici trec prin următoarele 15-0, sunt două acum, la acest super duo, la partea inferioară, trec cu acul la partea superioară, iar aici adaug un 15-0, un cristal verde, de data aceasta rotund de 4 mm și alt 15-0. Acestea la următorul super duo din următorul grup. Astfel. Iar între super duo roșii, alt super duo roșu, pentru a forma petalele Crăciuniței. Alt super duo,
Mai departe, un 15-0, un cristal rotund de 4 și alt 15-0, prins la vârf de următorul super duo, iar aici câte un super duo între celelalte două și în continuare la fel, repet, voi reveni după ce termin și eu să vă arăt cum se lucrează modulul în continuare. Gata, am avansat cu lucru, am scăpat și de capătul firului, l-am introdus într-un ac și l-am mai trecut prin mărgele, apoi l-am tăiat. Mai adaug ultimele super duo aici în celelalte din rândul precedent la partea superioară, apoi trec prin următorul super duo și acest 15-0 deasupra la cristalul rotund de 4 mm adaug 5-15-0, așa o arcadă 5-5-15-0 până în următorul 15-0, apoi trec, intru la partea superioară la acest super duo de jos și iau alte 3 miuchi de 15 pe care le prind în vârf la acest super duo. Iar între super duo acestea așez un rondel de 3 ori 4 mm roșu între cele două super duo și de la vârful acestui super duo cobor cu alte 3 15-0 la vârful celuilalt super duo. Astfel. Intru în acest mic 15-0 și adaug aici 5 15-0, 3, 4, 5, acestea. În următorul 15-0 intru în super duo și aici adaug alte 3 15-0, culoarea aceasta bronz, metallic light bronzam. La vârful următorului super duo urmează un rondel de 3 ori 4 și tot la fel la următoarele petale. Și ultima secvență, să mai lucrăm împreună, adaug 5 miuchi 15-0 în acest 15-0 următor, intru prin vârful super duo din partea de jos, de la primul rând, și adaug 3 15-0 la vârful acestui super duo, iar între ele un rondel de 3 ori 4 mm, la fel alte 3 15-0 de la partea superioară a acestuia la partea superioară a superduului din rândul precedent. Și trec prin aceste 15-0 doar prin primele 3, prin acestea 3, doar cu acul, fără alte margele, sar mijlocul și următoarele 3 le trec și prin toate următoarele mărgele în continuare de jur împrejur, doar sărind acest miuchi de 15 din mijloc pentru a face un vârfuleț. Intru prin toate cele 3 așezate aici pe margine, prin super duo rondel
al Super Duo. Următoarele 15-0-3 Super Duo mai departe. Iar aici doar primele 3 trec cu prin primele, îl sar pe cel din mijloc, din cele 7 de aici de deasupra acestui cristal rotund de 4 mm și merg continuu roate de jur împrejur pe margine la acest modul. Am finisat acest modul, la fel lucrați încă 5, de aceea trebuie să introduceți ață în ac de fiecare dată cu lungime potrivită de cam 60 de centimetri. Dacă e mai lungă, nu e nimic, lăsați capetele până se termină, lucru că mai folosim la legăturile dintre module, să facem prinderea, conexiunea între aceste module. Am ajuns cu firul la acest 15-0 ultimul din partea de sus a modulului. Iau alt 15-0, un alt modul și îl prind de sus în jos în acest 15-0. Apoi în partea de jos, altă 15-0, prins de jos în sus în acest 15-0, de lângă acest prim 15-0, de lângă Super Duo. Am așa ceva și strâng această cruciuliță formată. Reiau încă o dată prin toate aceste 4 mărgeluțe mici 15-0, rotund prin toate cele două adăugate și câte unul de la fiecare modul în parte. Apoi trec fără mărgeluțe prin următoarele două 15-0, prin Super Duo pe toată marginea aceasta. Treptat prin fiecare, să nu forțez, apoi Super Duo. Intru prin următoarele, am aici până în vârf 4, 15, 0, 4, acestea 4, până ajung la partea de jos din vârful acesta din mijloc. La 15-0 ața iese prin partea de jos, adaug alt 15-0 și mă prind de jos în sus pe modulul din stânga și adaug alt 15-0 aici și mă prind cu modulul din dreapta, de sus în jos de data aceasta. Astfel, acestea două adăugate și mă prind în vârfurile acestea de miuche 15-0 formate și reiau încă o dată prin toate aceste patru. Conexiune RAW, Right Angle Weave, adică cusătură în unghi drept. Sunt patru mărgeluțe prinse în cruciuliță. Am mai reluat încă o dată. Vă trebuie ac subțire rezistent la mai multe treceri în acestea. Acum, de la acest 15-0 de pe partea dreaptă, continui coborârea prin mărgelele de pe margine, acestea 3 15-0. Prin Super Duo,
prin următoarele 3, 15, 0, unde la fel ca în partea de sus, adaug un 15, 0 pe care îl prind pe partea stângă de jos în sus, aici în ultimul 15, 0 și încă unul prins de sus în jos în acest 15, 0, ultimul de pe partea dreaptă. Și am făcut această prindere finuță dantelată, reiau încă o dată și merg acum prin marginea acestor mărgele și dacă eu mai am ață, folosesc următoarea prindere la următorul modul. Sau dacă nu, faceți câteva noduri printre mărgele, tăiați ața și luați alta. Le legăm, facem conexiunea între ele la toate cele 6 module și apoi revin să vă arăt cum prind încuietoarea brățării. Să vă mai arăt odată cum se face conexiunea. Sunt aici la ultimul modul. În partea din mijloc am adăugat două mărgeluțe 15-0 Miuchi, una sus, una jos și acum reiau încă o dată prin toate cele patru formate, acestea micuțe din 15-0, foarte important să faceți mai multe treceri pentru a asigura bine legătura. Iar acum intru pe marginea aceasta la următoarele 15-0 prin super duo următor. Alte 3 miuchi de 15, iar aici adaug alt 15 la pe partea stângă de sus în jos, iar cu încă un 15 0 miuchi de jos în sus pe partea dreaptă. Astfel, prinderea în 4 colțuri drepte și reiau încă o dată prin toate. Partea de sus, stânga, jos, dreapta și ajung iar sus. Trebuie făcute două, trei treceri, apoi intru în acest 15-0, următoarele și prin super duo pe margine să trec până la aici la capăt pentru a prinde încuietoarea. Ieșit firul, introduc acum și revin. Continui să trec cu acu și fir prin următoarele 3 15 0 miuchi de pe margine, super duo, rondelul, super duo, iar aici din acest 15 0 voi continua cu alte două 15-0 să prind încuietoarea de aici, de aceste inele. Am o încuietoare multișir cu 3 inele. Voi face prinderea, deci două
15, 0 înainte de inel, 2 după, prind de primul 15, 0 de lângă super duo și reiau de 2-3 ori prin toate aceste mărgeluțe mici. După 2-3 treceri prin toate aceste mărgeluțe, continui pe margine prin aceste 15 0 să ajung la vârf. Se mai înțepenește. Următorul 15 0 super duo. A ieșit tacul. Introduc ațanac și revin. Trec mai departe prin următoarele mărgeluțe 15-0. Aici la cea din vârf, din mijloc, a patra. Și aici, fiind mai în interior, o să iau doar o singură 15-0, intru în orificiu de la încuietoare și altă 15-0 în partea opusă pe unde iese firul, de jos în sus în acest 15-0. Și intru din nou prin toate 15 inelul de la încuietoare, iar 15 și avansez pe margine la următoarea prindere, aici prin super duo, cele 3 15-0, iar de la cea din vârf adaug două, ca și în partea de jos, două 15-0 prin inel, din spate în față și alte două 15-0 prinse de jos în sus, în partea opusă, în același 15-0 de unde am pornit. Încă o dată. Și a treia oară, pentru a asigura bine lucrul. Întâi două, apoi 15-0 din vârf. Merg prin acest super duo. Și încep să fac câteva nodulețe mici între mărgele. Aici unul. Cu o buclă strâng bine de firul dintre mărgele. Merg mai departe prin aceste 15-0. Intru în super duo să ascund mai bine nodulețul. Aici fac alt nod cu o buclă cât mai mică să se prindă foarte aproape. Continui prin aceste super duo și apoi firul se taie sau se arde cu o brichetă sau există un dispozitiv special de arsață, de lucru cu mărdele. Am prins la un capăt încuietoarea și acum în cealaltă parte procedez la fel,
prind de acest 15.0 primul din partea de jos cu două 15.0 prinse de primul inel și alte două înapoi în același 15.0 în partea opusă de pe unde am ieșit prima dată. Reiau prin toate. 2 15 încuietoarea, alte 2 15 și apoi prin următoarele 3, de fapt 2 15 care urmează de pe super duo prins firul în jurul încuietorii, astfel următoarele mărgeluțe japoneze Miyuki de 15 până în vârf. Aici în vârf, la mijloc, am zis că adaug doar câte un 15, la fel ca în partea cealaltă, de jos în sus prin inel, apoi invers în partea opusă firului în acest 15.0 și reiau astfel 15.0 inelul de la încuietoare, iar 15.0 inelul încă o dată foarte bine rigidizat aici și merg pe marginea acestui ultim modul în continuare pentru a prinde și ultimul inel de la încuietoare. Intru în acest super duo și trec și prin aceste 3 15.0 ies din ultima unde adaug 2 15.0 în acest inel și apoi alte două mă întorc în partea opusă firului în acest 15.0. Aici la fel repet prin toate aceste mărgeluțe finuțe de la Miyuki. Și apoi prin super duo o să cobor în interior aici la acest super duo. Îi face cu firul dintre mărgele o buclă mică prin care introduc acul pentru nod. Trec prin acest super duo. Prin primul 15.0, prin acest cristal rotund, aici alt nod cu firul dintre cristalul rotund și 15.0. Trec mai departe, prin câteva mărgele, alt nod. Cred că am făcut bucla prea mare. Îl strâng bine și
ajunge ultima trecere. Aici tai firul foarte aproape și am terminat brățara cu floricele crăciunițe, poinsetia, foarte frumoasă pentru sărbătorile Crăciunului. Să lucrați pentru voi sau pentru cadou pentru persoanele dragi. E mai greu de prins. Reușit, foarte, foarte frumoasă și comodă, ușor de purtat. Dacă v-a plăcut tutorialul meu, abonați-vă la canal. Dacă nu ați făcut-o deja, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă aștept la următorul tutorial.